Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars cu opening-ul special de 35 de Brawl Box-uri, un B-Box și Mega Box-ul de 9 catrofei, pentru că este episodul special de 9 catrofei pe contul meu secundar, pe contul meu free-to-play. Cred că o să jucăm cu brawler de distanță pentru că este din păcate Flight Fantasy, o să încerc să joc cu Poco, cu brawler ce am eu mici. Dar înainte de a începe, nu uitați de butonul de like, să facem 9000 de like-uri pentru 9000 de trofee pe contul acesta. Și sper eu să vină legendara, măcar o legendară să vină, frate, la șansă pe care o am de 0-10%, ar fi imposibil să nu vină. Nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram la madalin.adrian23 și haide să-i dăm drumul să nu mai prelungim atâta vorbărie și atâta tam-tam. Hai să-i dăm drumul direct cu primul match de pe acest episod, o să pun eu pe full screen aici, bam. Bine, am mai dat un off-camera și din păcate n-am făcut eu setările cum trebuie, adică gen mi s-a închis ăsta și am lăsat să pierd. Mi s-a închis vizorul, gen cu ce transmit eu ecranul. Ok, l-avem pe Colt aici. Mi-am dat niște hituri frumoase. Cred că nu o să lase chestul mai mult, ca sigur să bat, da, l-a lăsat. Mamă, frate, deci nu vine să cred în cât timp o să bat un chest. Deci nu vine să cred așa ceva. Cât de greu pot să bat un chest cu Poco, bă, frate, mă. Eu care credeam că tare e slabă, dar se pare că și Poco e tot la fel de slab. La fel de slab. Ok, aici Daryl. Oricum am super încărcat, nicio problemă. L-am văzut târziu. Eu nu prea mă pot bate cu ăștia, băieți. Deci eu nu mă pot bate cu niciunul dintre ei la 1v1. Niciunul dintre ei, mai ales cum am eu power mic pe Poco. Mi-e greu ca să fac ceva. Ok. Bun, hai că l-am omorât. Daryl este cam low. Ok. Mamă, cât a fugit, nu te cred, așa ceva, asta a trecut toată mapa. Toată mapa a fugit, mă. Ok, aici Burley, o să mă întorc. Din nou Burley a dat un hit. Ok, va da hit în continuu pe mine ca să pună presiune. Trebuie să am grijă și la Daryl. Exact ce spuneam, dar va veni și Burley, doamne. Am o problemă, băieți. Am o problemă pentru că dacă mă voi băga la mijloc, eu voi avea de pierdut. Eu voi avea de pierdut dacă mă bag la mijloc. Verificăm bușurile. Tara, ambele Tara sunt în teaming, din păcate. Ok. S-am grijă la... Bun, a omorât-o, se pare. A ratat super-ul Tara. Ok. No, n-am cum să o bat și m-am dus și în ea. Trebuia să stau la distanță, da, GG. Poco e un brawler slab, băi. Poco e un brawler slab. Hai totuși să lăsăm deoparte. Să lăsăm totuși deoparte și să bag altceva mai bine. Pentru că e un brawler foarte slab, Poco. Hai să dau cu altceva cu care să pușez, nu să stau pe loc. Uite, o să dau cu Tara. Hai să dăm cu Tara. Că vreau să pușez, băi, vreau să pușez, să fac 9K rapid, nu să stau, să, nu știu, să stau, cum se spune, la pândă. Că Poco nu poate să facă mai nimic, adică nu se poate bate. Îl avem și pe Tic aici, o să mă duc sus ca să iau... Ca să iau chesturile astea, sper că nu-i cineva pe aici, o să verific, ok. Văd că vine și Tara aici. Pleacă-mă de aici, ești nebun la cap, îți dau chesturile mele. Ia uite-mă, teaming, dar pleacă de aici. N-ai tu ce căuta la chesturile mele. Cred că o să sară cu catapulta, nu? Ok, e cineva aici, da, eram sigur. Bun, hai că am știut să mă feresc de gloanțele lui Colt. Bun, dar o să dea superul. Bine, și dacă dă superul n-ar face prea multe, dar în fine. O să mă feresc de ea, o să fug. Roza aici, îmi dau ca să-mi încar superul. Mai este cineva aici, Penny, din câte observ. Ok, well play pe... Ok. O să fug de aici. Pentru că și-a pus tureta și nu vreau ca să mă... Ok, Piper a omorât-o pe Penny.
Bun, perfect, hai că am omorât-o la fix. Mai este Carl aici cu Tara, o să verific boscheții. Carl care are super încărcat și s-a dus all-in pe Tara. Se pare că l-avem și pe Daryl aici la bătaie. Da, niște hituri frumoase, Carl și cu Daryl mai sunt. Na, și-a regenerat asta viața și după aia dacă o să mă bat la mijloc o să fie o problemă pentru mine. O să dau tot ce e posibil. Tot ce e posibil, băieți. Ok, a sărit Carl aici. Da, o să fie un meci de tatonare. Da, și în apropiere o să mă bat ăsta. Nu, no, dacă îi dădeam super aici, dar nu, că oricum nu puteam să-l bat. Pentru că era, avea și power-up mare, power-up în primul rând mare și în al doilea rând era și în apropierea mea și cât Daryl în apropiere știți bine că dă damage foarte mare. În fine, nicio problemă, suntem pe plus. Cred că mai trebuie vreo 20 ceva de trofee, cam așa. Important este să fiu pe plus și să iau trofee minim 5, minim 5-6. Ca să pot pușa, ok, avem un power-up aici. Ok. Voi sări pe catapultă ca să ajung mai rapid lângă celălalt chest. Asta cred că o să-l bat din 4. Ok, perfect. Și mai este unul aici jos. 3 power-up ar fi minunat sau l-a luat? L-a luat, nu. Da, l-a luat și uitați unde era. Eu voiam să mă duc liniștit după chest și era ăsta în boscheț. Eu nu sunt talent, îl cheamă. Băi, ești talent, mă, ești nebun la cap. Talent de asta în boscheț. Trebuie să verifici boscheții efectiv pe toți, băieți. Efectiv pe toți, că nu știi de unde iasă cotețul. Nu știi de unde ias. Ok, se bat ăștia aici. Ok. E și Tara aici, să am grijă. Ok. Nu prea vreau să fac timing, ce-i drept. Mă rotez doar așa pe moment. Dar sincer nu sunt adeptul timingului pe contul secundar, v-am zis. Bun, ia timing dacă ai nevoie. Bun. Să avem grijă, mai este unul Inout. Nu cred că numele lui era Ionuț. Și a găsit numele, nu cred, refuz să cred asta. Hit pe Nita, doar puțin hit, ia să vedem unde e, aici este. Mi-a mai dat un hit, mi-am încărcat superul, ceea ce e perfect. Verificăm bușurile. Inout și Ionuț. Ok. Mamă, dar ce fuge Mortis. E panică. Mortis efectiv e panică. Ok, mai e și Penny aici. Penny care își pune tureta. Tureta aia vreau picată și acum îi vreau pe ăștia amândoi morți. Ok, am vrut să-i prind pe amândoi, dar se pare că n-am apucat să-i prind pe amândoi. Ok, bun. Ăsta a fost cel de-al treilea meci de pe episod, dacă nu mă înșel. Ia să vedem câte trofee am făcut. Câte trofee am făcut? Bine, pe Tara 313, dar vreau trofeele totale. Ca să facem box opening-ul, am luat 13, am 89-85, deci mai trebuie încă 15 trofee. 15 trofee dacă aș sta Iucileanu și nu m-aș grăbi, ar cam fi 2 meciuri. Cam așa. Să nu mă duc pe bătaie. Ok, primul chest îl bătem din 5 hituri, după aceea o să dăm din 4 hituri. Dacă nu l-a luat cineva, ok, este pe mă aici. Ok, s-a dus pe partea cealaltă. Da, n-am ce să-i fac la Pem. Cu Pem-ul nu pot să o dau. Deci cu Pem-ul efectiv nu pot să o dau. Ok. Și-a lăsat chestul. Pem-ul e nesuperioară lui Tara. Nu știu din ce cauză i-a fost frică de bătaie. Nu pot să-mi dau seama, băieți. Deci chiar nu pot să-mi dau seama. Ok, stă acolo după perete. Nu o să mă duc spre ea.
Aș fi prost să fac chestia asta. Brock e aici, se pare că se bate cu Bull și și-a bătaie de la Bull. O să și-a bătaie, da. ...4 HP. Pe bune? ...4 HP pe bune, băieți? Sper că nu-i cineva aici. Că era cineva aici, chiar eram rip. Și 4 HP? Păi cât noroc să ai, mă? Cât noroc să ai, mă, de 4 HP? Cât noroc să ai de 4 HP? Aici e Pemu, Bulu s-a dus pe mijloc. E și Tara acolo. Bun, mă, frate, mă, bine. Bun. Am bătut-o cu tot cu scut. Bă, vorbești serios? Vorbești serios că superul nu s-a dat? Vorbești serios, mă, hai, mă, du-te de aici. Bă, dar nebunie de joc. Ok, ia să vedem câte trofee ne mai lipsesc. Cred că mai am nevoie de foarte puține trofee. De încă 3 trofee. 1997, am făcut și 37 de chesturi. Ok, încă 3 trofee, ăsta clar e ultimul match. Mersi că mi-ai bătut chesturile. Numai coteți și numai pândachii, numai... Că nu mai pot cu ei. Nu mai pot cu ei, băiți. Cum am ferit de super ăla, nici eu nu știu. Nici eu nu știu, băieți. Să păstrez distanță de Penny, mamă, dar să-mi băgat la mijloc numai între Rico, numai între Penny, numai... Vai de capul meu. Nici eu nu știu cum a scăpat de aici. Da, mai dă-te în sânge să te bat. Că numai tu dai mine. Numai tu dai mine, mă. Nu mai îl dădeai mine, mă, ești nebun la cap. Și mai am și pe ăsta. Și pe ăsta mai am de bătut. Și pe ăsta de aici. Și mecherul ăsta. Să-mi încarc superul. Ai, acești porcărie, nu te cred. Acești porcărie ca mai devreme cu super un perete. Hai, mă, băi, ce jocul ăsta. Ferească-mă Dumnezeu, ce jocul ăsta. Doamne, cine m-a fi pus pe mine să joc jocul ăsta, nu știu. Important e că am făcut 9000 în cap și coadă. 9000 fix, băieți, acum rămâne să facem opening-ul. După cum v-am spus eu, am la Mega Box aici 0, 10, 56. Dacă aveam gemuri, cred că cumpăram și pe ăsta, că era un episod special. Dar n-am gemuri și dacă bag gemuri, se cam duce toată distracția de cont free-to-play. Și eu vreau free-to-play fără nici măcar un bănuț băgat. Ok, hai să deschidem. Cu ce să deschidem noi pe fundal? Ultimul brawler, nici nu mai știu. Hai să deschidem cu Mortis maxat. Pentru că Mortis este singurul meu brawler maxat de pe contul ăsta. Hai să-i dăm drumul. Hai să vedem să deschidem prima dată brawlbox-urile. Penny Daryl, Jean Penny. Nu sunt ele cele mai multe brawlbox-uri, dar am încredere în mine că pot. Că pot, frate, că pot. Că se poate. Acum, na, știu că am deschis și peste 300 și n-a picat legendară. Am deschis și câteva și a picat legendară. Dar nu știu ce să mai cred cu jocul ăsta. Ok, am făcut 37 de gemuri. Câte sunt? 49 megabox-ul. Nu știu ce măsură pot să fac eu 49 de mega. De 49 de gemuri. Ok, 3 gemuri. 45 am. Oare legenda continuă?
Ok, 200 de token doubler. Rosa Piper, 200 de token doubler, bun. Poco Jean, Bibi Brock, Dana Maitara, ok. Tickle, primul și 3 gemuri. Oare să iau eu, se merită să iau 48? Nu știu dacă se merită, băieți, mega box-ul acela, nu știu. Să vedem dacă o să dea ceva bun, dar nu cred, nu prea cred. Top brawl box-urile sunt puterea, băieți. Mega box-ul e degeaba, adică faci el că 10 brawl box-uri, dar e degeaba, mai bine ai brawl box-uri. Și investești în token doubler-uri să strângi brawl box-uri. Ok, Borico. Da, cred că cea mai bună investiție este să iau token doubler mai bine pe contul ăsta. Pentru că nebăgând bani, să dau pe un mega box, e risipire de gemuri. Și așa din token doubler strâng brawl box-uri. Tick Jean și 3 gemuri, ok, Bull Bibi. Jean Penny. Colt Shelly și 200 token doubler. Rosa Burley. Shelly pe 3 gemuri și astea au fost toate brawl box-urile. Absolut nimic bun, băieți, absolut nimic bun. Tick, Tara, Piper, un event ticket și ultima șansă din mega box. Ultima șansă, te rog, dă-mi o legendară. Ce șansă am? Am mai crescut? 0-11 am deja. Hai mă, frate, mă, pe bune că nu vrei să-mi dai legendară. Te rog, zic că sunt 6, te rog. Închid ochii și mă uit după aia. Sunt 5. Nu, și n-are rost să deschid mega box-ul ăsta, pentru că dacă nu mi-a picat din ăsta, clar nu o să-mi pice. Fine. Cam asta a fost episodul, din păcate nu vrea să-mi dea legendară absolut deloc. Și să fiu al naiba de o să bag măcar un leu în contul acesta, până nu văd că o să-mi dea o legendară, gen. Până nu-mi dă o legendară, nu o să bag nici măcar un leu ca să o cumpăr măcar. În fine, cam asta a fost episodul, nu uitați de butonul de like să facem câte trofei avem aici, adică 9000 de like-uri, un follow pe Instagram și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!